Hello, welcome on the ARCA page. This is Romanian for migrants. You are now attending a vocabulary lesson. Rooms and objects. Lesson 1. Casa. The house. This is a material created by ARCA, Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Before we start, for every word that we will learn, we will have two forms, one for singular and one for plural. Pentru fiecare cuvânt pe care îl vom învăța, vom avea două forme, una pentru singular și una pentru plural. Also, don't forget about the genders of the nouns. De asemenea, nu uitați de genurile substantivelor. Genul masculin, genul feminin și genul neutru. The house. O casă, două case. Genul feminin. The apartment. Un apartament, două apartamente. Genul neutru. The roof. Un acoperiș, două acoperișuri. Genul neutru. The wall. Un perete, doi pereți. Genul masculin. The door. O ușă, două uși. Genul feminin. The window. O fereastră, două ferestre. Genul feminin. The bedroom. Un dormitor, două dormitoare. Genul neutru. The living room. O sufragerie, două sufragerii. Genul feminin. The bathroom. O baie, două băi. Genul feminin. The kitchen. O bucătărie, două bucătării. Genul feminin. The storage room. O debara, două debarale. Genul feminin. The hallway. Un hall, două holuri. Genul neutru. Please follow the next lessons and stay healthy. Vă rog, urmăriți următoarele lecții și vă doresc multă sănătate. This was your Romanian teacher, Madalina Mihai. Am fost pentru dumneavoastră profesoara de limba română, Madalina Mihai. This is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți.